dragostea îndelungată, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește, dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Corinteni, 1, capitolul 13, versetele 5 și 6. Preacucernice părinte, consilier, preacucernice părinte, protopop, preacuvioase părinte, stareț, preacucernici părinți și iubiți frați și surori. Mi-am început predica cu aceste cuvinte pe care le-a scris Sfântul Apostol Pavel, pentru că vreau să subliniez un lucru, și anume acela că dragostea se manifeste prin fapte concrete. Și lucrul acesta îl demonstrează însuși ocrotitorul mănăstirii dumneavoastră, Sfântul Pantelimon. Știți că el a trăit atunci pe când s-a declanșat în lume a 10-a persecuție contra creștinilor. Era pe la anul 303 și împăratul Galeriu a pornit persecuția care a rămas în istorie ca una dintre cele mai mari împotriva creștinilor. Pantelimon, cred că nici nu mai este cazul să repetăm viața lui, pentru că an de an am pomenit de el. Pantelimon a fost născut într-o familie bogată, familie păgână. Mama lui s-a creștinat, dar a murit, tatălui încă nu s-a creștinat. Și-au avut posibilitatea să-l poarte la școli înalte. Și Pantelimon, care la început se numea, zice cartea, Pandeleimon, adică cel puternic ca un leu, a urmat școli înalte, a ajuns medic, dar preotul Ermolae l-a convertit la creștinism. Și numele lui a devenit Pantelimon, adică cel atotmilostiv. Dragostea lui s-a concretizat prin fapte concrete, așa cum pomenește Sfântul Apostol Pavel. Și a fost doctor fără de argint. Știți că sunt mai multe fapte ale milei creștine, dar una dintre ele este tocmai aceasta, a avea milă de cei bolnavi. Ei, Pantelimon a avut grijă de cei bolnavi, a avut milă de cei bolnavi, dar a propovăduit și Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Atunci a fost prins, a fost chinuit, a suferit multe, multe pedepse, care a fost sfârșitul atunci, în anul 303, până la urmă, dacă n-a vrut să se lapede de Hristos, i s-a tăiat capul. Îl pomenim, ne rugăm lui, este ocrotitorul mănăstirii noastre. Și am zis că o faptă a milei creștine pe care el a pus-o în practică este aceasta, i-a fost milă de bolnavi. A tămăduit mult bolnavi, și tămăduiește și astăzi mulți bolnavi. Acum, așa catehetic, vă și spun că faptele milei creștine sunt 7 la număr, poate le și rețineți,
Dar dacă nu le rețineți cu numele, să le puneți în practică, pentru că lucrul acesta e important. Deci faptele milei creștine sunt: ai hrăni pe cei flămânzi, ai adăpa pe cei însetați, ai îmbrăca pe cei goi, ai primi pe cei străini, ai cerceta pe cei bolnavi, ai vizita pe cei închiși și ai îngropa pe cei morți. Faptele milei creștine pe care le-au pus în practică sfinții și pe care și creștinii buni le pun în practică. Acum noi de obicei suntem oameni pragmatici și pentru că ne punem întrebarea ce câștigăm din ceea ce facem. Și citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, un lucru foarte serios. Odată, nu știm când, dar va fi odată, va veni sfârșitul lumii. Toți morții vor învia. Și ne spune Evanghelia după Matei, în capitolul 25, cum relatează Domnul Hristos acest sfârșit de viață și începutul eternității celei fericite sau nefericite. Când va veni Fiul omului într-o slava ta și toți sfinții îngeri cu el, atunci va ședea pe tronul slavei sale. Și se vor aduna înaintea lui toate neamurile și îi va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta lui: veniți binecuvântații tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Și acum enumeră Mântuitorul Iisus Hristos cele 7 fapte ale milei trupești pe care, punându-le noi în practică, dacă le punem, vom moșteni viața cea veșnică fericită. Și zice Mântuitorul: că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții îi vor răspunde zicând: Doamne, când te-a văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, sau când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine? Iar împăratul, răspunzând, va zice către ei: adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la viața veșnică fericită. Faptele milei creștine au consecințe eterne. Acum, în scrierile noastre sfinte, găsim multe exemple a celor care au luat în serios cuvântul Domnului Hristos, pe care l-ați auzit citindu-l acum în Evanghelia de după Matei. Și o carte foarte folosită de obicei de călugări, dar o putem folosi toți că e bună, este Patericul. Și acolo sunt subliniate faptele milei creștine. Și ni se spune că dragostea creștină, am citit din Sfântul Pavel, dragostea pune în lucru toate faptele milei trupești. Acolo citim o întâmplare la Ava Daniil. Îi învăța pe călugării lui să fie buni. Și zice că un stareț, bătrânul, lucrul acesta îi învăța pe călugări să fie foarte credincioși și buni. Și într-o zi era hram de mănăstire în apropiere și au fost chemați și ei. Și bătrânul
le-a zis călugărilor, mergeți înainte, că în urmă vin și eu. Așa le-a zis bătrânul. Bătrânul se ruga mereu și îi zicea lui Dumnezeu, Doamne, fă ca atunci când vom pleca din lumea aceasta, călugării mei să fie împreună cu mine. Și călugării lui s-au dus înainte și zice patericul că au văzut în drum un om căzut, aproape mort, s-au apropiat și i-au zis, ne pare așa de rău, noi suntem pe jos și mergem la hram și ne grăbim, n-avem cum te duce. Și omul le zice, rugați-vă pentru mine. Și s-au dus frații la mănăstirea din vecini și a început hramul și a venit în urmă și bătrânul. L-a găsit și l-a întrebat bătrânul, n-au trecut niște călugări tineri aici pe lângă tine? Au trecut însă să grăbeau la hram. Lasă că te voi duce eu. Păi sunt greu. Iată o piatră aici lângă drum, te pun pe piatră, l-a pus pe piatră, apoi te voi lua în spate, cum voi putea. L-a luat în spate și era greu, greu, dar pe măsură ce mergea pe cale, ne spune patericul, să tot ușura sarcina din spate, până când la un moment dat dispare bolnavul din spatele bătrânului și strigă un glas de sus, te-ai rugat mereu pentru frații tăi, pentru ucenicii tăi, că atunci când vor trece din viață să fie lângă tine, de ce nu înveți să facă faptele tale? Vedeți? Faptele milei creștine se concretizează atunci când e nevoie printr-o faptă sau printr-alta care au consecințe eterne. Ei, lucrul acesta l-a știut foarte bine Sfântul Pantelimon. A fost doctor fără de argint, i-a ajutat pe mulți necăjiți. E drept că și-a plătit dragostea sa, credința sa, cu viața sa la anul 303 după Hristos, pe vremea împăratului Galeriu. Acum, venind mai aproape de noi, chiar de protopopiatul acesta, vă aduc aminte că nu de mult a plecat la Domnul poetul Ioan Alexandru. El era din Topa de Sus, de naștere. A scris multe lucruri frumoase, dar la unul vă atrag atenția ca să nu-l uitați. Și dacă îl veți mai citi vreodată în cartea lui, tare mă bucur. Și poezia aceasta se cheamă epitaf. Adică epitaful e inscripția de pe un mormânt. Și iată cum sună epitaful lui Ioan Alexandru, care e în ton cu ceea ce v-am spus, cu ceea ce ne zice Domnul Hristos, referitor la faptele milei creștine. Zice așa Ioan Alexandru. Pentru că s-a uitat cu milă la un căluț sunopit în bătăi, pentru că unei bătrâne ce se aruncase în lac fugind din azil, i-a întins un cuvânt de salvare. Pentru că în sanctuarul inimii sale l-a iertat pe cel mai aprig vrăjmaș. Pentru toate acestea și mult mai mari decât acestea, pe care nimeni nu le-a știut, pentru că le făpruise la nevedere, el n-a murit, ci nu mai doarme până la înviere. Faptele milei creștine spuse de Domnul Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, le repet. Ai hrănit pe cei flămânzi, ai adăpat pe cei însetați, ai îmbrăcat pe cei goi, ai primit pe cei străini, ai cercetat pe cei bolnavi, ai vizitat pe cei închiși, ai îngropat pe cei morți. Acum,
dacă ne-am adus aminte de cuvântul Domnului Hristos. Dacă ne-am adus aminte că Sfântul Pantelimon a pus în practică faptele milei creștine, fiind doctor fără de argint. Dacă ne-am adus aminte de ceea ce ne spune și Ioan Alexandru, venim chiar mai aproape la această mănăstire, unde în lucrare sunt tot faptele milei creștine. Părintele Stareț, dinpreună cu cei ce îl sprijină, iată câte lucruri frumoase fac. Ori acestea sunt tot rodul dragostei creștine pus în practică. Și astăzi când vom sfârși Sfânta Liturghie, vedeți, vom sfinți aceste trei clopote frumoase, care sunt tot rodul dragostei creștine, bănuții celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, s-au concretizat și în acest lucru, pe lângă celelalte, pe lângă chelii, pe lângă paraclis, pe lângă celelalte pe care le știți, frățiile voastre. Și atunci, nu putem încheia decât tot cu cuvântul lui Dumnezeu, care referitor la consecințele faptelor de credință, a faptelor milei creștine, zice așa, cu asta termin. În Evanghelia după Matei, în capitolul 25, în versetul 45 și 46. Întrucât n-ați făcut, le zice celor de-a stânga, n-ați făcut unia dintre acești prea mici, mie nu mi-ați făcut. Și vor merge la o sândă veșnică, iar dreții la viața veșnică. Să ne ajute Dumnezeu! Ca după pilda Sfântului Pantelimon, faptele milei creștine să le punem în practică. Amin.